84, 91, alineat 3, 97. Eu ce-am putut să vizit cu emoții pozitive la ședința Consiliului. Da, dar de ce nu v-a dat voie să filmați? De ce n-ați filmat mai mult? Asta a fost o dorință a unei cetățenii, pentru că la ședința de validare a mandatelor astăzi au fost prezenți 10 consilieri. Dar cetățenii s-au dus la o ședință publică, nu s-au dus la o discuție privată, la cumătrie. S-au dus la o ședință publică în care totul trebuie să fie public și la vedere. Erau totuși cetățeni în țară, asta în sală. E un semn bun că îi interesează cum funcționează Consiliul Local aleșii lor. Da, eu văd că s-a trezit interesul față de ședințele publice, de ședințele Consiliului. Deci, la ședința de astăzi, 14 noiembrie, a fost citită deci, hotărârea prin care, privind validarea mandatelor consilierilor și a primarului, raportor a fost Damaschin Tatiana, președintea Consiliului Electoral al circumscripției electorale Burlacu 7/11. Deci s-a votat pentru ca acești consilieri să fie, adică să fie confirmați, deja cu... da, și lista de supleanți, probabil. Asta, care supleanți vă referiți? Consilieri care sunt în locul celor care au intrat azi în Consiliu, de pe listele partidelor, cei care o să îi înlocuiască dacă unul își dă demisia sau dă ortu popii sau renunță la mandat. Ma ta n-ai supleanți, că ești independentă, dar cei de pe liste au consilieri supleanți. Da, mă scuzați. Stați că îți cânați mai ajung la ceilalți. La celălalt mandat? O ajuns primarul la al 5-lea, să ajungi și ma ta la al 7-lea. Nu, la ședință n-ai să ajungi. E bine. A, nici la ședință n-ai să ajungi. Dar și nu te-ai amenințat așa periculos? Primarul a zis, dar eu n-am luat tare mare în serios. Că nu, dar pe asta e amenințare. În ce sens o spus el? Pare periculos și obraznic. Chiar de ordinul penalului. El ce, are puține dosare? Mai vrea și unul penal? Cum a zis, o să se Dumnezeu cu dânsul. În fine, eu vreau să vă zic că... deci eu am mai publicat care a fost adică lista consilierilor, dar ce, știți ce m-a indignat? Nu m-a indignat, dar adică eu stăteam dintr-o parte că de fapt am condus eu ședința consiliului, am fost luat prin surprindere și asistată de doi consilieri mai tineri, așa? De ce te-au luat prin surprindere? Nu ziceai și mă atac pe liste, sunt mai mult... candidați tineri și că Matas ar putea să fie cei mai în vârstă și deci, conform legii, prima ședință o conduce persoana cea mai vârstnică asistată de cei mai tineri. Da, dar eu întrebam secretara și nu ne-a spus nimic și până la urmă, dacă eu totuși m-am pregătit așa și mi-am făcut un mic discurs, consiliera de la Comuniști Lilică spunea că el nu vrea să ascult chestiile astea cu înghețat. Ca după când era vorba de constituirea și de înaintarea candidaților în comisii, gata, eu trecut, sunt călzis, se fierbintase. Pentru nerespectarea disciplinei poți să o dai pe mâna poliției, că trebuie respectată și disciplina în ședințele de Consiliu. Deci trebuie să începi deodată cu poliția? Nu, dar dacă vorbește pe stima ta, dacă comentează spusele matale, încălcarea disciplinei de ședință. Le-au comentat și că s-au început până la urmă s-au ales într-o componență comisiile, că după au făcut mânză și au mai vrut în alte comisii, vine. Dar oricând se poate modifica componența comisiilor, nu? Se poate modifica dacă din inițial s-a votat într-un fel, după aceea ea vine. Sunt comisii permanente, nu? Da, da, da. Nu contează numărul, că sunt 7, că sunt 5. Important că sunt doritorii care doresc să muncească în acest sens, în această comisie. Era vorba despre comisie economico-financiară, adică pretins în domeniu. Și eu zic, a să dați banii pe apă cu șea. E, în fine. Dar știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut un cuvânt de felicitare a doamnei
Irizan, Olga, care ea a spus că, adică n-a dorit ca să registreze tot ce a vorbit, dar faptul că dumneavoastră chiar ea a remarcat și în campanie electorală, când a mers de la dumneavoastră pe acasă, spunea, mă întreba, dar cine este consilierul? Ea nici nu știa care este consilierul psihitorul dumneavoastră, pentru că acel consilier pretins nu s-ar fi prezentat pe sectorul unde locuiesc ei. Dar nu cred că există consilieri repartizați, decât așa, neformal repartizați pe sectoare. Toți consilierii poate să fie neamuri și din aceeași mahala. Nu e nimeni repartizat pe sectoare, ci dumneata ai un sector pe care îl reprezinți. Ești aleasă tuturor burlăcenilor, inclusiv din Spicoasa. Efectiv, da, dar la noi așa e stabilită o tradiție, fiecare consilier și are sectorul său, îl cunoaște cel mai bine. Ok. Și deci, iată, acest moment mi-a plăcut. Dumnezeu a venit cu sugestii, a venit cu o doleanță, precum că deci primarul la o dare de seamă ca el să vină cu un raport și fiecare, mă tăi de râs, el nu a fost 16 ani cu rapoarte și acum a să vină. Deci, poate între timp a învățat meserie, democrație și poate o să simtă nevoie să facă și un raport. Posibil, de Doamne să fie. Totodată de la dumneavoastră așa a venit o sugestie ca fiecare consilier să aibă un plan de activitate, un plan de acțiuni, ce își propune, de exemplu, dacă este un sector sau... Evident, noi lucrăm pentru toți în comun, nu cătăm că este așa sau altfel. Deci, ceea ce a făcut doamna Olea, mi-a plăcut, îi mulțumesc. Dar s-au iscat și niște certuri, precum că eu sunt cea care urmează să fiu scoasă din sat pentru că nu le place democrația. Eu am Dar zis n-au cum să te scoat, ar fi penal, ar fi foarte grav, ilegal, încălcarea drepturilor fundamentale. Dar cine a propus așa idee? Că am mai auzit și în alte sate, alți activiști amenințați cu asta. Știți, este greu ca să înțelegi valorile democratice. Și primarul opreau vreo 2-3, că el îi spuneam să păstrează distanța, după aceea s-a terminat. Păstrează distanța, îl luau, bun, îl lua, altul de dintr-o parte, îl opreau, îl stopau, că adică devenise negru de tot. Eu nu-l înțelegeam de ce. M-au căzat că de ce eu nu m-am adus la hramul bisericii și n-am zis bună seara sau bună ziua. Eu m-am apropiat, căutam o doamnă, m-am apropiat și am zis bună ziua. Drept nu m-am apropiat la mâna lor, la masa lor, să mă apropie, să le pup mâna. Asta n-am făcut-o, că m-am simțit incomod. Deci asta este. Dar sper să potolească spiritele, sper, Lilică, să nu facă măzulică, sper să lucrăm în interesul cetățeanului. Asta doresc. Și deci astăzi au început lucrările, asta a fost cireașa de pe torta primarului. Au început lucrările pe o porțiune de drum de 135 de metri, se toarnă asfalt și pe o altă stradă o să fie asfalt și pietriș s-au alocat sumele astea de bani. Dar, da, am văzut reportaj în grupul cela. Da, da. Burlacul da. Fără cenzură. Eu cred că, sincer vă zic, chiar am venit pozitiv, chiar cred că o să lucrăm în folosul cetățeanului. Asta îmi doresc mult. Și deci tuturor le-am spus că eu nu voi tolera minciuna. M-a acuzat primarul că eu în campanie electorală tare mult de minciune. Am spus că primăria trebuie să fie cea mai frumoasă. Zic, nu primăria, trebuie să fie străzile mai frumoase, trebuie să fie trotuarele mai frumoase, trebuie să aibă lumea apă. Deci, în fine, l-am lăsat o leacă negru, dar o să potolească până mâine. Dar trebuie să ajung până la următoarea ședință. Eu v-am trimis dumneavoastră câteva poze, câteva interviuri, vă mulțumesc mult și doresc tuturor consilierilor să ia aminte de vorbe bune, de calm, de comunicare constructivă, de unitate, că toți alegătorii sunt cu ochii pe noi, pe noi consilierii care am fost aleși. Și nu le plac eu, de ce eu am fost aleasă? Dar nu le plac. De ce nu le plac eu? Nu știu de ce. E mai comod când nu te critică, nu deranjează nimeni, când nu filmează, când nu transmite în direct. E mai comod așa. I-au mers pe minima rezistență. Ei, oricum, eu chiar vă zic, am văzut și liniștiți,
consilieri care au stat așa liniștiți, ca după mai rămas o lecuță și ne mai, cred că, discut situațiile. Eu am plecat. Vă mulțumesc mult și sănătate tuturor consilierilor și îi rog și rog cetățenii să implice. Noi să publicăm dacă vom avea nevoie de susținerea celor plecați. Mă sunt cineva? Dacă vom avea nevoie de susținerea celor plecați, neapărat senic, mă sună, puteți să-mi trimite ghinzi. Vom apela la dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru încredere. Aveți toată încrederea. Nu vă voi dezamăgi. Sănătate tuturor. Mulțumesc și mă ta prega. Ne auzim la următoarea ședință. Sper să ajung. Mulțumesc și eu pentru încredere. Să vedem clipurile integral și să le auzim. Brega Vascu. Ați vedut ce-a Brega, secretară. Anume? La ce? La care? La care? La comisia de învățământ președinte Izabatina Neana și a Sfântului secretar. Am încheiat ședința de azi. Și vreau să vă însemnat, vă ascultați, eu vă dau și eu vă dau. Dar vă rog să vă mă filmați. Dacă mă filmați, trebuie să ceri voi. Are dreptul. Omul nu are drept să-l filmați. Nu aveți dreptul să mă filmați fără... Nu-i persoană. Da, păi ședința e publică. Mi-ați luat, s-a apelat la unul doar. Ședința s-a închis. Dacă ședința s-a închis, noi atunci... Deci declar ședința închisă și suntem liberi. Felicitări și să lucrăm în interesul cetățeanului. Astfel, în temeiul articolului 84, 91, aliniatul 3, 97, 172 și 174 din codul electoral și în conformitate cu punctul 9 și 11 din regulament cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și consilier aprobat în hotărârea Comisiei Electorale Centrale 1104 din 25 iulie 2023, Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală Burlacu 7/11 hotărăște. Se confirmă legalitatea alegerilor consilier în Consiliul Local Burlac, Raionul Cahul, din 5 noiembrie 2023. Se aprobă șirul descrescător de voturi valabile exprimate la alegerea Consiliului Local Burlacu, Raionul Cahul, conform anexei numărul 1. Se validează și se atribuie mandatele de consilier în Consiliul Local Burlacu, conform anexei numărul 2. Și Partidul Acțiunii și Solidaritate are 4 mandate. Este format din Dimin Gheorghe, Gheon Andrei, Popa Vasilisa, Damaschin Lilian. Partidul Democrat Modern din Moldova a obținut 3 mandate. Burlac Tatiana, Cureac Ștefan, Rodar Diana. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 2. Cobzar Ștefan, Musteața Anatol. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Ilinica Elena și candidatul independent, Rodar Tamara. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se transmite Comisiei Electorale Centrale prin intermediul Consiliului Electoral Raional Cahul numărul 7 și poate fi contestat în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării. Data? Atât. Data? 10 noiembrie. Știți? 10 noiembrie 2023.